bine ați venit la cea de a 5-a ediție a Salonului Național de Artă Naivă Gheorghe Sturza. Îmi permit să spun că este una dintre cele mai reușite ediții. Bineînțeles că dumneavoastră s-ar putea să mă taxați și să-mi spuneți de ce îmi permit să fac acest lucru. Nu permit să fac acest lucru în ceea ce privește calitatea. Nu sunt critic de artă, dar aș afirma că este reușită, deoarece numără peste 100 de tablouri și avem participanți, 44 de artiști din întreaga țară. Ceea ce este un lucru, zic eu, important pentru comunitatea botoșăneană. Ceea ce aș mai putea să spun este faptul că acest salon a fost construit foarte greu, pe un fundament care a avut mare valoare în anul 1975, când a avut loc primul salon de artă naivă din Moldova. Nu trebuie să uităm că prin acel salon de artă naivă din Moldova din anul 1975, comunitatea botoșăneană a fost consemnată în enciclopedia artiștilor naivi din Londra în anul 1984. Un alt lucru foarte important este artistul nostru botoșânean, Gheorghe Sturza, care a fost un promotor al artei naive, a fost un catalizator, s-a bucurat de aprecierea criticului de artă Vasile Savonea, care îi apreciază rigurozitatea proporțiilor. Lucrările lui au participat la multe expoziții internaționale. Artistul Gheorghe Sturza a reușit să ne facă cunoscuți pe plan internațional. Inițiativa, relansarea acestui salon a început în anul 2013 și după acest an el a reușit treptat să adună cât mai mulți artiști naivi și să promoveze acest stil artistic, un stil artistic care, spun eu, caracterizează foarte bine comunitatea și civilizația unui popor. Lucrările care le vedeți expuse pe Simeze sunt cu o tematică și cu motive diverse. Veți găsi teme și motive din mitologia românească, veți găsi teme și motive din mitologia universală. Aș aminti aici spirala care este prototipul ideal al cochiliei, cum spune Ivan Evseiev, și care este simbolul suprem al spiralei, este acel simbol că dintr-un punct pornește creația spre infinit. Aveți și varianta, să spunem, acestui simbol la popoarele orientale și veți regăsi mandala, care este un motiv abordat la, mai ales în Asia, care adună cu ușurință motive geometrice și o cromatică deosebită. Bineînțeles că multe dintre lucrări nu fac altceva decât trimit spre civilizația agropastorală. Veți regăsi ocupațiile tradiționale ale culturii populare. Pe lângă ocupații veți găsi și meșteșugurile tradiționale. Bineînțeles că nu va lipsi nici acea dimensiune a grotescului și a hilarului care poate fi regăsit în lucrările cu tematică politică. Eu spun că este o reușită atât din punct de vedere al abordării tematice, cât și în ceea ce privește cromatica diversă și luminoasă. Aș dori de asemenea să reamintesc pe toți artiștii, participanți, dacă n-au putut să fie aici prezenți, deși sunt foarte mulți, cu permisiunea dumneavoastră, dacă să-i citesc măcar, să se bucure măcar de atât dacă n-au putut să fie prezenți, Valentina Acasandrei, Gabriela Augustinov, Cristian Bădilă,
Aurica Boboiescu, Ana Boța, Camelia Ciobanu, Constantin, Gheorghe Ciobanu, Lucica Ciobanu, Mircea Cojocaru, Mihaela Damian, Mihai Dascălu, Teodor Duței, Viorica Farcaș, Vasile Filip, Ioana Gheorghiu, Cristian Cârtie, Doina Maria Clinca, Gustav Clinca, Paula Iacob, Toader Ignătescu, Aranco Lațco, Maria Margoș, Denisa Mihăilă, Mariana Carmen Mihuț, Vasile Mocan, Mihaela Ioana Mocanu, George Molin, Șerban Nicolae, Costică Onuță, Margit Oz, Gheorghe Parascan, Monica Păcurar, Nicolae Pătru, Maria Pântea, Vasile Popovici, Gheorghe Radu, Calistrat Robul, Paul Răzvan Robu, Dumitru Ștefănescu, Costel Tănase, Mihai Vintilă, Octavia Vizitiu, Constantina Voicu și Elena Zvanț. Aș dori public să mulțumesc artistului plastic Paul Răzvan Robu, care a personalizat această expoziție prin lucrarea care o să o vedeți expusă acolo, care, spun eu, este fascinantă atât din punct de vedere cromatic, cât și din punct de vedere al motivului abordat. Cumva a imortalizat acest moment și această ediție. Dau cuvântul domnului director al Direcției pentru Cultură, domnul Dănuț Ciulescu. Bună ziua tuturor! Să spun pentru că timp și timpul e obligă, nu doar timpul fizic, ci timpul și vremea de afară. După această frumoasă prezentare făcută doamnei Marieta Mihalache, vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Mai întâi aș vrea să vă spun că doamna manager Ponerea Ciobanu lipsește dintr-un motiv, să zic eu, așa cum e bine cuvântat și frumos, participă la un eveniment frumos din partea, din viața domnului Dan Doboș, colegul nostru director, managerul absolut Botășanul, care astăzi o să spun public și acum ne-a civil. Și calitatea dumneai de foarte bună prietenă și așa, de să spunem, de o mamă spirituală a lui, participă la acest eveniment a Iași. Acest motiv nu e prezentă, dar să cunoască acest lucru. Și personal m-a rugat să vin, oricum veneam, dar acesta e motivul pentru că dumneai nu e aici. Ce să vă transmit un salut din partea tuturor autorităților, chiar dacă nu sunt prezente, așa ca un reprezentant simbolic, tuturor cei care sunteți prezenți astăzi la această a cincea ediție a acestui salon de artă naivă. Recunosc că acest eveniment marchează faptul că la Botoșani s-a reînnodat o tradiție care a fost început înainte de 1989 și care a început după anul 2003 și avem acest salon de artă naivă. Personalitatea lui Gheorghe Stuza a meritat să fie astfel omagiată și constatăm că Botoșanul reușește să se impună și în acest domeniu, în acest stil artistic, cum l-ați spus dumneavoastră, al artei înainte, tocmai prin acest salon, care constat, eu am fost la toate, constat că crește de la an la an, atât prin numărul participanților, cât a spus și prin cantitate și prin calitatea lucrărilor prezentate. Eu cred că e foarte bine că dumneavoastră ați încercat în acest an, în acest salon, să-l includeți în serie de manifestări care se organizează de către centru în luna august, deja manifestări devenite o tradiție la Botoșani, anume această suită de activități de promovare a patrimoniului nostru imaterial, a cântecului, a dansului, a portului, a meșteșugurilor. Și eu cred că vine să dea o anumită rotunjime acestui eveniment care impune pe de Botoșaniu pe o hartă a orașelor din România care promovează cultura, se știe și cu bani puțini și cu rezultate cred frumoase. Trebuie spus acest lucru că, în pofida dificultăților care există în punct financiar, orașul Botoșani, municipiul Botoșani, județul Botoșani reușește totuși să-și mențină acest standard de oraș cultural, de loc, de capitală culturală a provinciei, putem să spunem, pentru că nu putem să intrăm noi într-o competiție neloială cu alți poli de cultural, dar eu cred că Botoșani își împlinește menirea de loc, nu doar care a produs genii, ci care produce în continuare cultură de calitate.
Felicită doamna Maria Nicolae, Mihalache pentru, pentru efortul care îl face atât în, 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 în a reformi acest, acest salon. Știu că din, din, noua serie post, post-revoluționară, să spunem. Și vreau să vă întoarce succes să ajungem la o, cât mai multe, la cât mai multe ediții. Deci, această ediție a salonului este organizată de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, în parteneriat, având drept partener Muzeul Județean Botoșani și Uniunea Artiștilor Plastici Iași. Și de aceea o să dau cuvântul președintelui Uniunii Artiștilor Plastici din Iași. Eu vă mulțumesc fiindcă sunteți alături de noi. Eu sunt direct implicat în mișcarea naivă românească. Am vreo 40 de ani de când tot încerc să mă fac remarcat, dar ca orice naiv am constatat că de fapt zbaterele sunt inutile. Fiindcă noi toți suntem un popor de naivi. Nu mă refer nu la naivitatea cea proastă, care se găsește în dicționarul limbii române și spune că naivul e un prost. Nu e adevărat. Noi suntem naivi, dar nu proști. Suntem, cum să zic, adăpați la, sau bem din izvorul primordial al existenței umane. Noi suntem ca un popor care nu ne-am schimbat de la începuturi. Am rămas legați de Dumnezeu și de izvorul nostru natural al existenței pe acest pământ. De ce spun asta? Fiindcă naivitatea noastră ne face să fim buni, iubitori, drepți, omenoși, dar foarte ușor de păcălit. Deci în păcăleala creației am intrat eu și am încercat să ajung precum Vameșul Rousseau cu capacitate a lumii mele naive. M-am înșelat zadarnic, fiindcă am constatat că în anii socialismului, așa zisa ieră a noastră, de aur a lui Ceaușescu, naivii au fost propulsați. Spre regretul unor intelectuali din zilele acelea și astea, care au încercat să pună frână acestei mișcări. Dar totul a ieșit, cum să zic, la iveală, oamenii s-au manifestat, ne manifestăm și acum, suntem în jur de vreo 100 și câți am mai rămas, din câteva sute. Acum suntem din ce în ce mai rar pesimeze, datorită faptului că mulți dintre noi au îmbătrânit. Uitați, unul din colegii noștri, domnul Filip. Unul dintre cei mai... unul din cei mai în vârstă. Mi-amintesc când eram mai tânăr, ne-am schimbat buletinele între noi, pe undeva pe la București. Și atunci l-am cunoscut pe domnul Filip. Din undeva la un hotel, eram cazat și buletinul a ajuns la mine, eu la dumnealui. A trecut vremea și acum am ajuns la Botoșani aici, să ne manifestăm față de dumneavoastră cu realizările noastre. Spun că sunt dezamăgit de faptul că nu s-a făcut și nu se face mare lucru pentru arta naivă. Spun că Botoșaniu e vârful și nu exagerez cu nimic. A scos două albume care nu le-a scos niciun centru din țara asta. De-aia îl contrazic pe domnul director și spun dumnealui că de fapt nimeni n-a mai făcut așa ceva de la Vasile Savone încoace. Ce a făcut au fost niște cataloge care le-au înregistrat pe undeva ca să fie, să intre prin bibliotecile naționale, dar nu au ajuns la calitatea asta. Deci Botoșani e fruntea. Eu am expus aici la dumneavoastră din anii 70-80 până când s-a renunțat la salon. Întotdeauna aici a fost o preocupare adevărată pentru artă.
Da, nu trebuie să existe niciun presentiment de asta de inferioritate. Nu, nu există așa ceva. Deci oameni, o mână de oameni care sunt pun sufletul în ceva, realizează lucruri mari cu bani puțini. Asta s-a întâmplat aici la Botoșani. E adevărat că sufletul a fost doamna Mihalache. E adevărat că am mai pus și noi numărul și am mobilizat toată comunitatea. Și în felul ăsta am ajuns la un nivel destul de ridicat. Partea proastă e că astăzi nu putem să fim decât câțiva. Mai e domnul Toader, venit din partea mea. Da, domnul Toader, da. Ignătescu, vă rugăm și care rugăm să vină alături de noi, fiindcă da. Suntem domnul între Cristian puține. Hârtie, domnul care... Cristian Hârtie, care vreau să-l cunosc personal. Da. Sunt acasă, fiindcă nu au fost bani, am înțeles, pentru deplasarea nașilor aici. Cu toate că unii ar fi vrut să vină și pe banii lor, dar, mă rog, pentru asta e mai greu. Oricum, noi, eu personal vă mulțumesc pentru faptul că ați venit și că sunteți în număr destul de mare pe căldura asta aici lângă noi și în felul ăsta reușim să schimbăm ideile noastre artistice cu gusturile noastre artistice. Faptul că sunteți aici demonstrează că aveți gusturi alese. Vă mulțumesc! De aceste albume și dumneavoastră, da? Mulțumesc încă o dată echipei cu care am reușit să... instituția mea a reușit să editeze aceste albume. Aș aminti aici pe fotograful Mircea Prehuiescu, graficianul Dragoș Lespezeanu și membrii comisiei, fără de care eu n-aș fi reușit să duc la îndeplinire toată această manifestare, etnolog Steliana Băltuță, conservator Virgil Pleșca și, bineînțeles, domnul președinte Calistrat Robu. Deci aici aveți catalogul de expoziție, unde veți regăsi aceste lucrări, iar în celălalt album, intitulat Artiști Naivi Contemporani, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și-a propus, la sfârșitul anului trecut, respectiv luna decembrie, să facă o centralizare parțială a tuturor artiștilor naivi din țară. De aceea, domnul Calistrat a apreciat acest lucru, pentru că de ani și ani de zile nicio instituție din țară nu și-a mai propus să facă această centralizare. Vă mulțumim și vă invităm la o cafea. Da. Vă rog toată lumea să... Da. Cum vă faceți? Da.